ceea ce vedem aici este programul Audacity. Am făcut, înainte de a realiza acest video, o înregistrare audio cu două microfoane pentru a observa diferența dintre tipul de răspuns în frecvența al unuia și al celuilalt. Sunt două înregistrări pe un canal mono cuplate pe un canal stereo. Hai să auzim acum. Acesta este nivelul de înregistrare normal. O să dau acum un câștig de semnal. Plus 10 decibeli. Acesta este microfonul Behringer XL8500. Acesta este microfonul Voi relua pasajul în care am vorbit alternativ în cele două microfoane. Îl vom asculta și de data aceasta vom folosi un câștig de semnal, după cum se vede, 36 de decibeli, da? Acesta este microfonul Behringer XL8500, ultraviolet se numește el. Acesta este microfonul Tecmic TK919. Acum că se poate vedea diferența dintre curba de răspuns a celor două microfoane. Interfața audio cu ajutorul care am realizat înregistrarea este Lexicon Lambda, iar softul, după cum se vede, este Audacity. Cam aceasta este povestea înregistrării cu Audacity. O să revin poate cu un alt tutorial video. Ceea ce am vrut să ilustrez acum este înregistrarea folosind două microfoane de tipuri diferite. Un microfon construit în condiții dubioase, fără vreun fabricant declarat pe ambalaj, și un microfon făcut de o firmă de specialitate, Behringer, din Germania. Mulțumesc pentru atenție, sunt Șervan Stănescu. Toate cele bune!